Într-o singură zi, aspectul străzii 1 decembrie 1918 s-a îmbunătățit vizibil și asta datorită omului de afaceri Nicolae Florian. Încă de dimineață, mai multe camioane încărcate cu nisip au ajuns în zonă. Voluntarii de la Nova Forță au nivelat șoseaua spre surprinderea locuitorilor, care nu mai sperau că strada lor va fi remediată vreodată. E o acțiune bună, măcar așa provizorie, ca să putem să circulăm și noi pe stradă. Da? Da. E nenorocire ce este, vă spun. Uitați ce este. De milioane. Altul a făcut găuri și dânsul le-a stup. E bine. Este bine? Cădea. Tirul îi cădea în șanță. Uite așa erau să răstoarne. Și le-a stup omul. La primăvară o să înceapă să le pui asfalt, să le... Dar acum deocată pune să preseze nisipul. E bun, domn Florian. Eu de 5 ani locuiesc aici. Dar traficul e în plin, dar curățenie... Nu prea am văzut. Șanțurile de lângă șosea reprezentau un real pericol atât pentru șoferi cât și pentru pietoni, iar umplerea lor cu nisip este o soluție provizorie. Locuitorii din zonă speră ca din primăvara anului viitor strada să fie reabilitată din toate punctele de vedere.